Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat acest interviu pentru televiziunea publică și de la început aș vrea să clarificăm următorul aspect. Ce înseamnă premiul Nobel pentru juniori pe care l-ați primit cu ceva timp în urmă? Premiul Junior Nobel, de fapt, se numește Undergraduate Award. Este organizat în Irlanda și este o competiție globală asupra universităților globale și cu prestigiu internațional, unde toate universitățile pot să trimită studenți și studenții pot să trimită lucrări la această competiție. Și această competiție are și titlul de junior premiu Nobel. Deci cei care au acces la această competiție pot fi din orice universitate sau există o listă de universități care pot trimite lucrări? Nu, orice universitate poate să participe, cred că singurele condiții este că trebuie scrise în engleză, atâta tot. Adică în rest, lucrarea trebuie să fie în limba engleză? Lucrarea trebuie să fie în limba engleză și mai au anumite restricții în ceea ce privește dimensiunea lucrării și temele care pot fi trimise. Care a fost tema lucrării cu care ați reușit să luați acest premiu? Tema mea a fost în domeniul economiei, pentru că atunci studiam economie. Și domeniul, titlul lucrării mele era în jurul educației și anume fondurilor educaționale care sunt alocate în fiecare țară și cum are acesta un efect asupra fenomenului de brain drain care este foarte care se întâmplă foarte frecvent, mai ales în plan european. Țările ca România sunt frecvent supuse, aș putea spune, permanent acestui fenomen, pentru că foarte mulți copii pleacă să studieze în străinătate și nu se mai întorc. Câți colegi din România ați avut acolo? La mine în curs am avut un singur coleg, dar asta a fost pentru că studiam economie. Sunt mult mai mulți români care se duc în domeniul de informatică, în domeniul de computer science. Atunci când eu am mers la facultate, în fiecare an, se întâmpla foarte frecvent ca o treime din studenții de la informatică să fie români din acel an. Cum se evaluează aceste lucrări? Cine evaluează lucrările? Lucrările sunt evaluate independent, au anumit profesor reviewer care evaluează aceste lucrări anonim și la început este selectată o listă scurtă a lucrărilor și apoi este acordat premiul. Premiul are și o componentă financiară, pentru că cei care se uită la noi poate se gândesc că are o componentă financiară din moment ce premiul Nobel mare are o componentă financiară substanțială. Nu are o componentă financiară, este un premiu simbolic, dar acest premiu a semnificat foarte mult pentru mine, pentru că este plăcut să lucrez către ceva, către un proiect și să primești recunoaștere internațională. Acest premiu este acordat de Irlanda. Da. Și este sub patronajul președintelui Irlandei. Am înțeles că ați primit și o scrisoare de felicitare pentru faptul că ați reușit să obțineți premiul respectiv. Din țară ați primit vreo recunoaștere formală din acest punct de vedere? A, bineînțeles, am primit și o scrisoare de felicitare de la domnul președinte Iohannis. Care au fost materiile care v-au plăcut cel mai mult în cei 3 ani pe care i-ați făcut la Manchester? Au fost mai multe. Au fost microeconomia, macroeconomia, anume conceptele de bază pentru economie, pentru că de aceea am plecat la Manchester ca să învăț economie. Dar ce mi-a plăcut foarte mult a fost și econometria. Și de la econometria m-a lăsat să învăț mai multe modele matematice și economice și cum să le aplic în viața de zi cu zi pentru diferite proiecte unde concentrate pe data și asta mi-a oferit oportunitatea să mă diversific și să mă mut în domeniul de data science și ulterior spre inteligența artificială. Care este diferența între facultatea din Manchester, care este cu profil economic, și London School of Economics, care este de asemenea cu profil economic? Mi se pare că diferența este că London School of Economics este foarte specializată pe economie, în timp ce Universitatea din Manchester este mult mai largă, are o umbrelă mult mai mare asupra științelor și, din punctul de vedere, oferă mai multe, ai mai multe oportunități de diversificare la Universitatea din Manchester decât la London School of Economics.
Privind retrospectiv, cum apreciați școala din România? Pentru că, la urma urmei, sunteți produsul până la nivel de liceu al școlii din România. Școala din România mi-a prins foarte bine pentru că mi-a dezvoltat planul matematic și m-a dezvoltat foarte bine pe informatică și pe matematică, dar în același timp și pe multe alte domenii. Și acest regim intensiv de matematică și informatică m-a ajutat foarte mult pe parcursul facultății, unde, întrucât nivelul de matematică și de informatică în România este mai ridicat decât în alte țări, mai ales la nivel de liceu. Care este liceul pe care l-ați urmat în București? Am continuat școala generală de la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu și ultimii ani de liceu am făcut la Liceul Internațional de Informatică, ICHB. În ceea ce privește liceul, materia pe care ați studiat-o acolo a fost mult mai avansată decât ceea ce ați învățat, de exemplu, în primul an de facultate? Materia acoperită de la liceu de multe ori acoperea și materie de facultate în alte, în alte universități în străinătate. Și temele lungi și dificile erau la ordinea zilei, având în vedere regimul de matematică și informatică intensiv. Care este sistemul de lucru cu studenții în străinătate? Diferă de sistemul de lucru în România? Nu pot să vă zic în ceea ce privește de cum funcționează în România, pentru că nu am studiat în România la facultate, dar depinde foarte mult de curs și depinde foarte mult și de profesor. Eu am avut un mediu, în special la economie, am avut un mediu colaborativ, în sensul că puteam tot oricând să ne sfătuim și să discutăm diferite idei în ceea ce privește lucrările noastre și puteam să ne sfătuim cum să facem mai bine. Am avut și profesori foarte dedicați care știau să ne îndrume și să ne ajute de fiecare dată când ne plecam undeva. Ceea ce a fost un mare avantaj asupra cursului pe care l-am studiat și mi-a dat deosebită plăcere să-l învăț. Care este următorul pas după Facultatea de Economie din Manchester? După ce am terminat Facultatea de Economie din Manchester, am făcut cursul de masterat spre Data Science, care are o componentă de informatică aplicată în modele matematice și economice. Și acum fac inteligența artificială în științele deciziilor pentru afaceri, îmi dau doctoratul în acest subiect și mai am 2 ani până când o să-l termin. După aceea, rămâne de văzut în ceea ce privește oportunitățile care o să fie atunci când o să termin. În general, orice absolvent român care termină în străinătate este întrebat dacă dorește să se mai întoarcă, pentru că sigur că da, a avut acces la un nivel de educație foarte înalt, în cazul de față un nivel de educație extraordinar de înalt, performanțe deosebite. Există tentația de a vă întoarce? Pentru că probabil că aici este foarte greu să găsiți ceva la nivelul de competență la care ați ajuns. Din fericire, domeniul de IT și domeniul în care de inteligență artificială în care mă aflu este mult mai competitiv decât în alte domenii. Și posibilitatea de a mă întoarce în țară este tot o opțiune, la fel ca a lucra în străinătate. Cele două opțiuni sunt foarte competitive. Care ar fi domeniul în care ați dori să lucrați după aceea? Sunt mai multe aplicații și domeniul în care mă aflu are o umbrelă foarte mare de opțiuni. Un domeniu care mi s-ar părea foarte interesant este domeniul de reinforcement learning, care este domeniul care ajută foarte mult în procesele de automatizare pentru roboți și pentru tot felul de tehnologie foarte avansată în diferite domenii. Asta înseamnă să scrii soft sau pur și simplu să gândești programe care să modeleze comportamentul unui robot? Este în principiu legat de algoritm și asta este ceea ce învăț acum. Și într-adevăr modelează comportamentul unui robot. Este mai mult pe software și cum învață să funcționeze. Faptul că vă specializați într-un domeniu atât de fascinant mă face să vă pun următoarea întrebare. Vă e frică de roboți? Nu. Mi se pare că ne ajută acolo unde noi nu ne-am descurcat la fel de bine. Există acum o dilemă. Roboții ar putea să preia controlul civilizației umane. Credeți că roboții ar putea să devină la un moment dat atât de independenți încât să ia decizii singuri? Există acest pericol și această idee a fost
menționată de mai multe ori, în special în filme, cum a fost The Terminator și normal că această idee pare și fascinantă, dar și înspăimântătoare în același timp. Din punctul meu de vedere, nu cred că este o posibilitate și clar nu în viitorul apropiat, dar mi se pare că roboții ne pot ajuta foarte mult și pentru că noi suntem cei care modelăm roboții și știm care sunt limitele lor. Și în acest moment, așa unde se află tehnologia în acest moment, roboții se pricep foarte bine la a face un anumit lucru foarte specific, care noi îl dirijăm. Și de aceea s-a întâmplat foarte frecvent în ultima perioadă ca roboții să performeze mai bine decât oameni profesioniști în diferite domenii, dar foarte specifice. Știți știrea despre inginerul de la Google care a întrerupt un robot pentru că a constatat că exista riscul să devină independent? Nu am auzit această poveste, dar pare interesant. A fost foarte mult circulată în România această informație și sigur că da, a fost foarte interesantă pentru că avea un aer de credibilitate fiind invocat în numele companiei Google. Dar povestea s-a stins și a rămas mai mult o poveste de presă și mai puțin o poveste care a reflectat efectiv o realitate. Vreau să vă pun o întrebare un pic mai personală. Ați studiat la un nivel foarte mare, evident că ați fost permanent ocupat, timpul liber. Există? Există, din fericire, nu foarte mult, dar atunci când îl am, îmi place să-l petrec călătorind în diferite țări, în funcție de oportunitate, ori cu conferințe, ori cu și o să risc o întrebare indiscretă. Cu un asemenea viitor, bănuiesc că există și foarte multe admiratoare. Nu pot să vă răspund la această întrebare, din păcate. În momentul în care studiați aceste modele matematice, domeniul bancar, credeți că este interesant pentru acest tip de modelare? Mod firesc, mai ales având în vedere evoluția inteligenței artificiale, acum se caută să se aplice în cât mai multe domenii, inclusiv domeniul bancar, adică deja se aplică, nu e ca și cum începe astăzi sau a început săptămâna trecută. Aceste revoluții în ceea ce privește inteligența artificială ne afectează în oricare aspect al vieții noastre și acum se caută tot felul de modele de creare de portofolii foarte diversificate, de a minimiza risc, de a câștiga cât mai mulți bani. Da, este un domeniu interesant. Banca Națională ar putea să beneficieze de un asemenea sistem? Eu sunt convins că Banca Națională deja folosește, da, tot felul de modele matematice și cât mai multe informații pentru a menține... Să înțeleg că stau de vorbă cu un posibil viitor guvernator BNR care va aplica cele mai noi cunoștințe din domeniul inteligenței artificiale la modelarea matematică a economiei românești? Nu se știe. Am doar 25 de ani în acest moment, dar cine știe? Poate peste 15 ani, cine știe?